Salutare toată lumea și bine ați venit la un episod de GTA San Andreas pe serverul Blue Bugged. Da, mă, fraților, filmăm un episod pentru că, na, pana mea, logic, asta e seria noastră zilnică. Bă, în acest episod mă gândeam să mai povestim și astea, nu știu, eu acum n-am mai fost activ de câteva zile și pe cale de fapt de câteva săptămâni aproape, nu, o săptămână cred că n-am mai fost activ. Pentru că știți că eu filmez episoadele din avans și după aia le postez, dar da, n-am mai fost activ în ultima vreme. Și da, pe care să-mi pierd căsuța mea minunată, că știți că trebuie să joc nu știu cât, să nu-mi pierd casa, să nu-mi o pun la licitație. Și eu pur și simplu n-am mai fost activ, adică aveam acum 3 săptămâni sau o lună 93 de ore, acum tot 90, deci n-am mai jucat pur și simplu, n-am mai jucat, am stat doar cu slip-ul, am stat mai puțin de oră și n-am mai jucat până, deci da. Trebuie să ne apucăm serios să jucăm din nou, acum ce vreau să fac este să mă duc să pun un ad că caut clan. Adresa și GPS Los Santos CNN. Așa, vreau să pun un anunț că virgulă caut clan, ca să nu zic că lumea. Uite, vedeți, deja se dau la licitații case și slash home. Încă nu mi-a dat, nu? Încă nu mi-a dat-o, perfect. O să mi-o dea la licitație dacă nu mă joc. Asta este foarte nasol. Așa că da, sper să nu mi-o pună la licitație casa, asta e problema. Așa că eu o să joc ca lumea acum, zilele astea, ca să nu mă la licitație. Da. Deci, vă poți acum și kick de la admin, dar își în continuu, frate, cu găleata. Acum ne-am bastea mai mult a făcut de 30 de minute fără slip, adică ori începători, ori nu știu, nu știu, ce mai costă. De vă, mamă, coiță, 29 de PS, 23, pardon. M-am uitat la levelul și nu 29, da. Oh, ai de cap, să stăm un pic să văd ceva. Da, nu, perfect. Astea nu se schimbă, vreau să spun. Mă, bă, voi vedeți câte episoade mai am să se poseze de Samp? La episodul 30, ăsta e 34, le. Foarte șmecher, mă, 34 de episoade, foarte frumos. Chiar 34 de episoade de Samp, care nu-i nu știu ce joc, bine, e un joc foarte șmecher pentru mine, poate pentru unii nu-i nu știu ce joc. E foarte șmecher, mă, foarte șmecher. Dar am avut o problemă cu videoclipurile și de aia le-am pus pe privat, dar da. Hai, mă, că adică mi-am acum am modurile mele cu anele personalizate, adică mod pe cu meu, nu sunt modurile mele, sunt mod pe cu meu. Adică am modurile lui Mazocu combinate cu modurile lui Tibi, combinate cu câteva moduri, deci am practic mod pe cu meu momentan. Și da, mă, o să vedem ce o să, modul să mai bag și poate să-l pun și la doua la mod pe cu asta, să zicem. Mod pe cu asta, se opa, 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 ce-i făcut, mă, nene, mă, stai că s-a dus mașina la vale, opa, opa, opa. Te rog, nu te du, te rog, nu te du, nu te răsuna, perfect, perfect. Oh, s-a pus și fac, fac, fac. Nu-i problemă. Deci da, cum ziceam, chestia asta cu activitatea, că nu mi-e sesta așa. Mi-era mouse băgat sub tastatură și nu puteam să-l scot. Adică mousepad-ul. Da, aici și noi la CNN. Bă, 850 de playeri la ora 10. Uite-mă la o parte, mă. La ora 10. Oh, wow. Ai luat-o la licitație? Nu merită pentru el 3KK, adică pierde aiurea o casă, adică 3KK, casa mea aș vinde, adică aș vinde pentru 7-8KK, nu 3KK, frate, adică e foarte puțin. Nu merită pentru 3KK să vinzi o casă. E extrem de puțin, nu foarte. Și eu, dar nu știu, nu o să intru, mai trebuie să probabil o să-mi iau vândă să vă. Adică 30 de 10 ore, nu 60 de zile mi se pare, sau ceva de genul să vă spun la cetăție, adică nu-i mult. Și pe genul mi-a sunat bine cel puțin.
A, bravo, că vii pe contra să ne scut cu asta un super gătă, nu, hai, nu știu. Nu știu să se spună întrebare, boss. A câștigat o casă cu 3 caca, ești nebun la cap, bă? Holy fuck, trebuie sudat? Sudat pe ideu? Sudat pe, gata, sudat pe ideu, să le stați. Să le stați. Și o 22 din 44 de puncte de respect, foarte bine. Foarte bine, foarte bine. Slash stats, nu, slash ID hard. Ăsta și-a luat Warn, adică am dat eu post acum câteva luni. Hai, bă, du-te, și-a luat post, și-a luat Warn pentru limbaj vulgar și bă, du-te, bă, e la o parte, ma, asta e moș, mă. Se mișcă fix când se duc scările în sus, logic. Ok, să mergem aici, slash ad caut clan serios, am level 14. 1560 de secunde, ok. Hai să mergem. Să se trimite careva SMS. Acum nu știu cât de repede, pentru că... Na, pana mea, știți că se trimite repede. De fapt, se trimite destul de greu SMS-urile. Slash, da, și noi la un job. Vreau un... Ce vrem asta? Hai, boss, să găsi ceva. Salut! Te ajuta cu ceva, boss? Spani avem un banc, în bancă. Ok. Avem 29 de milioane. Wow, foarte mult. O să nu ceară cheile de la mașină sau mașina cel mai probabil. Joci? Ce ți... Ce... Mă rog. Am vrut să zic ce ți se pare că fac, adică... Vin într-un joc video, mă întrebi, joci? O, ce pot să fac, frate, mă... Mă cac, ce pot să fac, mă cac în timp ce joc sau ce naiba, spre bună, în timp ce joc? Că nu înțeleg unii oameni. Și că joci? Ce fac, frate? Nu, chiar acum nu înțeleg. Stați încă vor și câteva ore. Oh my god, nu. Nu, cu spam, nu începe cu spam, te rog. Ok. Perfect. Hai să zicem să reparăm și noi mașina asta, pentru că... Deja mă enervează, de ce nu merge? Ok. Să nu merge și... Da, avem și noi aici un status destul de bun, un level 14. 29 din 44 de puncte de respect. 29 caca în bancă, ceea ce e foarte, foarte bine. Acum pot să-mi fac eu afaceri și chestii, să-mi fac bani. A lumea, adică vreo minim 100 caca. Ai, Costel Biju, v-ați băgă, bă, nu vă mai băgați mine, bă, că mor. Voi vedeți cum se deșdâlă. Dacă am mai puțin de 600, e grav. Dacă se mai bagă acum unul în mine, cu cea mai mică viteză mi-a foc mașina, mă. Cu cea mai mică și un stâlp să bușesc. Mi-a foc mașina. Deci trebuie să ne grăbim. V-am zis? V-am zis? V-am zis? V-am zis? Ce v-am zis? Hai că mă dau jos. Slash V, bani să reici unul și am să mă pun la spătesc unul. 100% trebuie să mă pun la spătesc unul. O să plătesc după aia, stai, stai. Ce v-am zis? Vreau să rămân, vreau să fiu la curent cu asigurările. Nu vreau să le las așa neplătite. Stai, stai. Stai, boss. Bă. Furat asta mașina. Stai, mai e vreo mașină acolo? Stai așa. E mașina acolo, e mașina acolo, perfect. Stai, lasă-mă să iau, lasă-mă să iau, lasă-mă să iau. Lasă-mă să iau, boss, asta e mașinuța mea. Oricum, fraților, sper că v-a plăcut acest episod foarte mult. Nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!